Pe parcursul școlii, elevii au avut de învățat în primul rând noțiunile elementare de scenă, de la sunet până la machiaj. Au muncit mult cu toții, însă cel mai greu le-a fost celor mici, care la doar 4 ani s-au adaptat scenei și pieselor de teatru. S-a muncit foarte mult, copiii au muncit enorm, mai ales cei mici, vă imaginați, de la 4, 5, 6 ani, să joace într-un spectacol, chiar spectacolul celor mici este mai lung decât spectacolul celor mari. S-a învățat mișcare scenică, improvizație, tehnica vorbirii, machiaj de scenă, noțiuni elementare, să le zicem așa, legate de teatru, de disciplina de scenă. Proiectul Școala de Vară, dincolo de scenă, nu este doar instructiv, educativ sau cultural. Pe lângă ceea ce implică aceste aspecte, ne-am gândit că dacă reușim să atragem copiii către actorie în detrimentul internetului sau desenelor animate moderne, înseamnă că am făcut un lucru bun pentru vacanța lor de vară. Absolvenții școlii de teatru vor pune în scenă două spectacole miercuri la festivitatea de absolvire. Va fi examenul de final al cursurilor. Așadar, sunteți invitați miercuri 1 septembrie la teatru să urmăriți cele două spectacole. Intrarea este gratuită pentru toată lumea. Cei care au participat la școala de vară și-ar dori ca anul viitor să pună bazele unui nou proiect legat tot de artă. Evenimentul, care va avea loc miercuri la orele 18 la Palatul Cultural Teodor Costescu, este organizat pentru părinții absolvenților, dar sunt invitați să vină și cei care ar fi vrut să participe la școala de vară, dar nu au reușit. Intrarea este liberă, iar RTS este partener media.